Agresiv îl întâlnim în rândul conducătorilor de vehicule. Acesta a fost introdus ca o nouă noțiune în nou G195 în anul 2022, ca urmare a modificărilor legislative. Prin comportament agresiv se înțelege efectuarea în mod intenționat de către un conducător de vehicule, a căror acțiuni sau manevre succesive sunt neconforme cu normele regulamentului și creează neîntemeiat obstacole circulației sau prejudicează drepturile participanților la trafic. Sunt 9 cazuri de astfel de comportament agresiv, așa cum sunt ele definite de către legiuitor. Deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație sau de alta, de pe un rând sau altul, alternând în stânga sau în dreapta, în scopul depășirii unui șir de autovehicule care circulă în același sens. Întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor. Un alt comportament agresiv îl întâlnim în cazul pornirii vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă în gol a roților motoare. Circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral, o reducere bruscă a vitezei de deplasare, fără motiv întemeiat. De asemenea, acest comportament agresiv îl întâlnim atât în rândul conducătorilor de vehicule, cât și în rândul conducătorilor de motociclete sau mopede. Mersul cu spatele, cu vehiculul în scopul intimidării celorlalți participanți la trafic, realizarea intenționată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia, conducerea intenționată a unui autovehicul prin accelerarea repetată a motorului de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public. Fapta conducătorului de vehicul reprezintă o contravenție care se sancționează din clasa a doua de sancțiuni, cu o amendă cuprinsă între 660 de lei și 825 și reținerea permisului de conducere pe o perioadă de 30 de zile. Iar în cazul în care se produce și un accident de circulație având aceeași cauză, amenda se mărește, devine o amendă mult mai mare, din clasa a treia de sancțiuni, care este cuprinsă între 990 și 1320 de lei, iar reținerea permisului de conducere în acest caz va fi pe o durată de 60 de zile.